Începem astăzi o nouă serie cu povești și emoție, povești pe care le spun doamnele sau domnișoarele din showbiz alături de taților. Așadar vom afla de la ele ce înseamnă să fii fata lui tata și de la ei ce înseamnă să fii tată de fată. Prima noastră invitată este Catinca Roman. Chiar dacă părinții ei au divorțat și a rămas cu mama, a păstrat o relație foarte strânsă cu tatăl ei. Acum Catinca este aici împreună cu el să povestească despre trecut, despre familie, despre momentele frumoase sau despre cele dureroase care au despărțit sau care i-au apropiat. Catinca Roman și tatăl ei, Iosif Silahi. Port cu mine vorbele, vorbele de dragoste, pe când tata l-a spunea. Te pup, să rămâna, să trăiți, mă bucur foarte tare să vă revăd din nou aici la emisiune. Pentru că ne-am mai întâlnit acum 10 ani. Da, știu. 10 ani au trecut. Cum? 10 ani. 10 ani au trecut, da? Fai de mine. Au trecut 10 ani. Mă bucur tare că sunteți aici cu fiica dumneavoastră. Da. Dumneavoastră ați fost antrenor la scrimă. Da. Nu? Echipa națională chiar. Da. Echipa națională feminină de scrimă. Da. Foarte frumos. Știți și la fete și la băieți. Și la fete și la băieți. Da. Dar vreau să vă întreb, e vreun, eu știu, vreun principiu din sportul acesta, din scrimă, pe care l-ați învățat, l-ați transmis Catincăi? Nu trebuia să transmit, că avea toate calitățile. Da, dar mă gândesc că în scrimă e așa ceva de care te poate ajuta în viața de zi cu zi? Sunt multe lucruri. Da? Corectitudine, da, corectitudine. E importantă corectitudinea în viață. Fair play, nu? Și fair play. Și fair play. Catinca, tu ai jucat scrimă, ai practicat? Nu, n-am făcut absolut deloc sport până la vârsta de 37 de ani. La 37 de ani prima dată? Da, eram genul care mă scuteam la sport în timpul liceului. Dar cum sângele apă nu se face, în momentul în care am descoperit chestia cu sportul, a devenit o dependență. Foarte, foarte bine. Și vreau să le spunem celor de acasă că tu ai o relație foarte apropiată cu tatăl tău, chiar dacă ai fost crescut de mama ta, nu? Da, da, așa este. La 8 luni părinții tăi au divorțat. La 8 luni ați divorțat. 7 luni. 7. Și aveai tu 7 luni, da. Da, când părinții tăi au divorțat și tu ai rămas atunci în grija mamei. Da, da, ai păstrat o relație foarte apropiată cu tatăl tău. Da. Da, tot timpul. Ne-am înțeles foarte bine. Da, și tata a fost foarte implicat în viața mea dintotdeauna și mie mi se pare că așa ar trebui să stea lucrurile peste tot, cu toată lumea care trece prin situații de genul. Da, vreau să vă întreb, când știați că începeți practic o altă viață, da, și aveați un bebeluș de 7 luni. Da, n-a fost greu? Foarte greu. Foarte greu, nu? Da. Adică faptul că nu puteam să stau lângă ea tot timpul. Asta vă durea cel mai tare. Da. Și când v-ați regăsit așa mai... Când am mai crescut. Când și... Atunci ați putut... Nu, da, eu n-am... Dar vă văd că v-ați emoționat acum când... Da, am adus aminte. V-ați adus aminte de acele momente. Da. Și știu că, practic, n-ați lipsit niciun moment din viața Catincăi. Nu. Nu, din punctul ăsta de vedere, nu. Adică chiar nu i-am simțit lipsa pentru că a fost alături de mine. Și sigur că în momentul în care am crescut și am devenit un adult, relația s-a apropiat și mai mult. Ați venit mai buni prieteni. Da. De fapt, tot timpul am vizitat-o. Tot timpul ați fost... Sigur că da, fără probleme. Dar v-a fost greu? Greu. Cel puțin în prima perioadă, când era mai mică, și aș fi vrut să stați mai mult cu ea. Da. Catinca, ce ai moștenit de la tatăl tău? Foarte multe lucruri. Chiar în ultimul timp, pentru că ne vedem foarte, foarte des. Vedem și fotografii cu tine și de când erai mică și fotografii de familie. Da. Petrecând foarte mult timp cu el, așa, mi-am dat seama că mă regăsesc aici în foarte multe lucruri. Nu, e cu un prieten de familie foarte bun și eram eu în burtică. Tu erai în burtică acolo. Da. Uite, aici e tata... cu mine, pentru că mă scoteam în parc. În parcul Ioanid, da. Începând cu Port Bebeu și după aia cu Cărucior. Da. Iar dumneavoastră v-ați recăsătorit, nu? Da. Și apoi ați avut o relație cu fosta soție, pentru că ați pierdut-o acum 2 ani, nu? 27 de ani. Acum 3 ani ați pierdut-o și ați, 27 de ani ați fost căsătorit. Da. Și atunci Catinca s-a înțeles bine și cu... Extraordinar. Foarte bine. A fost cea mai bună prietenă a mea. Da? Da. Serios, da. Și chiar te-au ajutat cu creșterea Calinei. Da, da, mică. Mai ales Tuții, deși ea nu a avut copii, era o persoană extrem de deschisă și cu foarte mult umor și m-a ajutat foarte mult cu Calina. Am stat cu ea când era mică. Acum în ce relație sunteți cu nepoata? Foarte bună. Bunicul i-a făcut toate poftele? Îi face toate, în continuare. Deci, adevărat, bunicii fac toate poftele. Da, toate poftele așa este. Aici, uite, aici sunt... Aici suntem toți trei. Asta a fost de Crăciun. Acum. Acum Calina unde e? Ce face? Calina se ocupă cu blogging-ul în continuare. Blogging-ul știe, e pus la... Sunteți la pus la punct cu blogging-ul, cu influencerii, cu Instagram-ul, cu toate? Da, da, cu Facebook, cu tot. În mare. În mare. Și acum lucrează la un proiect, dar e nou și surprinzător. Abia așteptăm. Aici ești tu cu Ana? Da. Cât de tari sunt pozele astea. Da. Da, și cât de repede trece timp. Extra. Dar mie, când mi-ai spus acum 10 ani, am rămas trăzvită. Eram noi cu emisiunea la Bufte, abia începuse. Acum câțiva și atunci ani, 3-4 maxim. Atunci ai venit cu tatăl tău, în 2009. Da. Și cum au trecut ani, foarte repede. Uite și fotografia asta. Uite aici, mă, cât... Sunt eu cu mătușa mea, cu sora mamei. Eram micuță. Sunt amintiri... Foarte frumoase, da. Era superbă. Ce frumos. Sunt niște sfaturi pe care le-ați dat Catincăi și le puteți da și Calinei în ziua de astăzi? Sau... Când ne vedem mai încerc, dacă e cazul. Da. Dar nu insist foarte mult. Că... E receptivă? Da. Sau în ziua de astăzi mai greu cu... Nu, s-a schimbat foarte mult. Da. În ultima perioadă, da. Catinca vă asculta? Vă asculta așa sfaturile? Extraordinar. Da. Da, eu am fost foarte cu minte când eram mică. Când am crescut, m-am făcut mai zăpăcită. Adolescentă, Catinca vă făcea probleme? Niciodată. O curtau băieții, vă povestea? Nu prea îi povesteam soției. Nu o povestea. Deci era mai bună prietenă cu soția dumneavoastră. Da. Îi povestesc acum, lasă, recuperez și ce vrea să audă și ce nu vrea. Cu doamna Mioara mai vorbiți? Mai păstrați legătura? Nu foarte intens, a rămas o relație civilizată. Chiar vreau să-ți povestesc că am organizat un eveniment acum 2 luni și i-am invitat pe amândoi, și pe Calina. Și tata cu mama, cred că nu se văzuseră, au trecut 20 de ani. Nu cred. Aproape 20 de ani. Și am fost chiar curioasă, nu le-am zis. Și așa. Și deci reacția a fost ca și cum s-ar fi întâlnit alaltăieri, ultima dată. A, bună, ce faceți, mama? Bine, să rumâna, nu știu ce, ca și cum ar fi trecut 2 zile de când n-au mai vorbit. Când s-a întâmplat evenimentul ăsta? Acum o lună. Acum o lună? Da. Și cum, ați avut emoții? Nu. Nu, deloc, eu. Mă gândesc că îți revezi așa, fosta soție după 20 și ceva de ani. Cred că mai repede a avut emoții Calina decât păi, dar prin Calina oricum știam ce se întâmplă, cum e, tot timpul. Eram informată, așa că nu. Știați exact cum e atmosfera. Da. Acum locuiți singur? Da. Dar că vine Catinca pe la noastră și Calina. Vine foarte des Catinca. Catinca. Da. Fata lui tata. Da. Da. Acum, da. Știi ce vreau să te întreb? Că și eu am 2 copii, și un băiat și o fată. Și vreau să vă întreb pe dumneavoastră. E o relație mai specială între tată și fiică? Trebuie să țin eu cont de ceva când o să crească Eva mai mare? Băiat n-am avut, dar cred că este o relație specială. Este o relație specială. Și la ce trebuie să am grijă? Să fii înțelegător. Deci, cu fetele... Și deschis. Înțelegător și deschis. Deschis mai bine, că atunci s-ar putea să deschidă și copilul. Deci dacă ești deschis cu el, da, și el s-ar putea să se deschidă. Exact. Și atunci treburile merg bine. Și din punctul tău de vedere, Catinca, față de tată? Am avut un tapăt extraordinar tot timpul. E ceva deosebit în relația cu tata față de relația cu mama? Cu mama, nu la tine, vorbesc... Da. Eu zic că da. Deci. Mai ales la adolescență. Pentru că atunci, în general, fetele își rezolva problemele cu mama și au nevoie de un tată foarte apropiat, și fetele cu băieții cu tata. Deci, mare atenție la vârsta aceea care e foarte dificilă și pentru copii și pentru părinți. Așa e. Eu vă mulțumesc că ați venit astăzi. Și noi mulțumim mult pentru invitație. Și vă mai aștept să ne vedem mai des, nu peste 10 ani. Să ne vedem mai des. Cu mare plăcere. Multă sănătate să aveți. Mulțumesc. Și vă așteptăm cu mare drag. Mulțumim frumos. Foarte tare. Vă mulțumim mult de tot. Mulțumim mult. Vă mulțumim mult de tot și dumneavoastră. Un an 2019. Mulțumesc foarte mult. Cu de toate. Cât mai mult. Mulțumim mult. Mulțumim mult. Dăm voie să te pup. Să o pup și pe Calina din partea noastră și vă mulțumim mult de tot. Cu mare plăcere. Perfect. Și ne mai așteptăm aici, poate vă așteptăm mamă și fată.